Să ne uităm spre digital. Digitalul crește, spune Media Factbook, spuneți voi în Media Factbook. Ce crește mai exact și ce crește cel mai mult? Ce scade? Bugetul pentru internațional, bugetul pentru local, bugetul pentru proiecte conexe media buying-ului. Digitalul crește, este singurul mediu care crește. Anul trecut a crescut în 2013 cu 12%, anul ăsta crește în continuare, forecastul nostru este de 8%. Ajungem 50 de milioane în anul 2014, să-i dorim și mai mult. Da, este o diferențiere în cadrul digitalului între display-ul local și zona de performance media. Aici vorbim de Google, de Facebook, de Yahoo, zone în care noi cumpărăm practic la cost per lead, la cost per action, care este mult mai valuable pentru client. Există și un newcomer in the market, care este un newcomer de vreo 2 ani de zile. Noi deja tranzacționăm de vreo 2 ani de zile pentru clienții noștri în real-time bidding pe platforme internaționale, e foarte adevărat. Anul acesta, acum, de fapt, acum 2 săptămâni am lansat platforma noastră proprietară care se cheamă Cadreon, de trading în zona de programatic pe real-time bidding, tocmai pentru a oferi clienților noștri și mai multă performanță, și mai multă optimizare, și mai multă eficiență. Dar ce crește zona asta, până la urmă? Ce crește cel mai mult? Google, Yahoo, Facebook, evident. Inclusiv campaniile. Undeva în rate de 25%. Real-time bidding-ul estimăm în rată de 60% anul ăsta. Probabil că anul viitor de-a dreptul va exploda, pentru că încep deja tot mai multe trade desk-uri din partea agențiilor să se lanseze și pe piața din România. Ți-am zis, noi avem deja experiență de 2 ani de zile, deci știm ce poate să livreze real-time bidding-ul. Pe de altă parte, văd că sunt și alte agenții care se agită în domeniul acesta. Deci este un pas, este un prim pas pe care practic advertiserul îl face către piață. Trebuie să vină și din partea ailaltă, din partea publisherului, același pas, ca să construim împreună un local marketplace, ca să nu mai facem această intermediere, să zicem, să putem să o facem și direct. Ați lansat această platformă, dacă ne am ajuns la programatic, dacă ați lansat această platformă, ați discutat cu publisherii români, ce așteptări au ei de la așa Sigur ceva? Sigur că da, au fost prezentări care au fost făcute publisherilor și din România. Și ce așteptări eu ați auzit că, din partea lor? Eu cred că nu există încă... Sunt extrem de mulți publisheri, în primul rând. Și cred că trebuie o educație în sensul acesta. Noi avem norocul, ca să zic așa, pe partea noastră a agențiilor, noi cel puțin, de o rețea extrem de puternică, care ne-a trimis de vreo 2 ani de zile pe la traininguri în acest domeniu și atunci noi știm exact care sunt beneficiile de partea advertiserului și de ce anume trebuie să folosim asta și că ăsta până la urmă, acest model de trading este cel care ne va duce la avansul pe piață, la avans din multe puncte de vedere, calitatea serviciului către client, dar pe de altă parte și calitatea conținutului din partea publisherului, pentru că publisherul învață și el în momentul în care face real-time bidding, în momentul în care își livrează inventar în real-time bidding, învață ce conținut practic este mai eficient de postat, astfel încât să trimită în zonele, în ad exchange-uri, inventar care să fie relevant, potrivit și care să genereze un nivel înalt, să zicem așa, de bidding pentru a-l vinde. Deci ce e vandabil, ca să zic așa. Și publisherul învață la un moment dat. Deci este un sistem de învățare de ambele părți. Sigur că este un limbaj acum, cum să spun... Înțeleg că piața este în momentul ăsta la început pe zona de programatic RTB. Dar voi aveți vreo estimare cât de cât limpede cum ar urma să evolueze de acum încolo, anul ăsta, anul viitor? Da, 60% anul ăsta, anul viitor. Pe programatic... De el vorbesc, da. Bine, în relație cu publisher, adică mă refer așa, publisherul local aude în acest moment de programatic. E ultimul buzzword. Da. El ce așteptări să-și facă de la programatic? Cred că trebuie măcar să testeze. Cum să-ți explic? Noi în momentul ăsta cumpărăm în real-time bidding programatic display local. Adică cumpărăm
pe site-urile din România în acest sistem, numai că o facem prin niște ad exchange-uri care sunt dot-com-uri, da, care sunt Google. Da. Da, deci hai să, deci este oarecum o cale ocolită, ca să zic așa. Dacă ar exista acest local marketplace, am putea să cumpărăm într-un mod intermediat direct local. Ceea ce înseamnă un limbaj mult mai direct între cele două platforme, cea care dă supply și cealaltă care dă demand, care are demand. Deci eu cred că publisherii din România măcar ar trebui să testeze apariția acestui local marketplace ca să-și dea seama cât de mult pot ei valoriza inventarul. Și odată ce vor vedea care sunt beneficiile și cât de mult după aceea pot să opereze la nivel de conținut ca să poată aduce valoare, adică ca să poată livra o audiență relevantă pentru targeturile clienților noștri, cred că va fi o învățare extraordinar de bună și pentru ei. Deci, practic, ei își pot modela conținutul în funcție de ceea ce se cere, ca la bursă. Ce se cere? Cineva care, să zicem, ascultă acest dialog poate să înțeleagă faptul că programatic ar marșa pe cifre seci, pe eficiență... Da, este o tehnologie. Pe eficiență tehnologică, să spunem așa. Asta și este. Asta și este. Este o tehnologie care este nu foarte scumpă, ci este extrem de scumpă. Pe de altă parte, toate aceste lucruri contrastează în urechea unui om obișnuit cu unui om obișnuit interesat de domeniu, cu tot acest discurs că brandul are nevoie de interacțiune, de creativitate în relație directă cu consumatorul lui. Deci există două zone. Să nu minimizăm și partea cealaltă. Deci nu spune nimeni că nu există display care să îți aducă awareness sau sunt zone care îți aducă awareness. Nu. Dar există și această zonă care îți aduce performanță. Deci ele trebuie interconectate. Da? Dar nu înseamnă că una se exclude pe cealaltă, că trebuie să faci numai asta sau numai asta. Nu, este o rețetă până la urmă și în funcție de care este obiectivul campaniei tale de digital. Display-ul a scăzut ca pondere măcar. A scăzut și ca volume. Deci în anul 2014, volume, da, în acest moment estimăm o scădere de 10% a display-ului local. Display-ul local e în scădere. Da, se reorientează bugetele spre .com, spre performanță. De aia spun, ok, le reorientăm spre performanță, dar hai să le reorientăm spre o performanță locală. Dincolo de programatic și acești bani care ar ajunge la publisheri locali prin platforme de tranzacționare de tip bursă. Ce soluții vede Initiative, vedeți voi la Initiative pentru publisherii locali să reziste pe piață în fața Google, Facebook și al altor internaționale? Monetizarea conținutului. Mai precis, este o cerere destul de mare pe platforme digitale, așa cum ți-am spus, pe platforme digitale construite sub umbrele de brand, al căror conținut trebuie continuu actualizat. Această resursă nu se află în momentul ăsta nici la client, nici în agenții. Și de cele mai multe ori trebuie apelat la generatorul de conținut specializat pe segmentul respectiv, da? Că se cheamă, nu știu, rețete de bucătărie, că se cheamă, nu știu, I don't know, sport, că se cheamă news, că se cheamă, depinde pe ce anume platformă construiești conținut relevant pentru consumatorul tău, ca să el să poată interacționa cu brandul. Și părerea mea este că un alt stream, cum ar veni, de revenue pentru voi publisheri în viitor, pentru cei care chiar au conținut bun, este asta, monetizarea acestui conținut. Conținut produs special, nu pentru voi, ci pentru o altă platformă. Cu ochiul liber se poate vedea că televiziunile monetizează conținutul lor în direcția în care, de care spui tu. În zona de online nu prea se vede acest lucru. De ce? Nu, n-am înțeles întrebarea. Deci
televiziunile oferă conținut în care integrează branduri foarte ușor și conținutul susținut de branduri. Folosesc foarte mult product placement în cadrul emisiunilor. În zona online, interesul pentru asociere branduri conținut este încă foarte mic. De ce? În momentul de față. Există tot felul de proiecte, dar este... Pentru că... Nivelul este foarte mic. Care e treaba, da. Noi am fost obișnuiți să gândim în sponsorizări. Eu nici nu vreau să mai aud acest cuvânt. Da. Așa. Nici nu vreau să-l mai aud. Deci, da. Deci sponsorizarea este ceva ce a rămas în anii, nu știu, de debut. Hai să zicem că ar trebui să uităm de asta. Da. Content integrat, alte metode de a pune brandul, ca să zic așa, în valoare, în conținut, cred că sunt mult mai potrivite pentru anii noștri. Dar în continuare se fac fel de fel de sponsorizări, așa cum spui, billboard in, billboard out. Asta e, trebuie să progresăm. Da, nu se vede în momentul ăsta pe televiziune vreun step, ca să zic așa. Asta și pentru că, mă uit la emisiunile, marile emisiuni și văd că e plin de produse. E plin de produse. Sunt integrate în în conținutul lor. Asta și pentru că există un bombardament, ca să zic așa, din partea televiziunilor în a face proiecte speciale de genul ăsta, sponsorizări, integrare, product placement-uri, așa. Pe de altă parte, banii fiind foarte mulți, adică majoritatea banilor fiind în zona de TV, ca să ieși out of the clutter din zona de TV, trebuie să... poziționezi într-un fel produsul astfel încât să nu fie deranjat, să nu fie disturbat de alte branduri competitoare. Lucru valabil și pentru online. Lucru valabil și pentru online, dar unde este o zonă de waste incredibilă. Adică mi se pare că clutter-ul din online este incredibil de mare. Asta din cauza sistemelor de cumpărare unde se aruncă cu ghiotura, ca să zic așa, impresii și... Punând cap la cap... Vorbiți în media Facebook de o încetinire a creșterii pe segmentul de digital. De ce? Pe display digital. Pe display digital. De ce? Pentru că... Nu pe display. Era o creștere mai lentă în 2013-2014. Din cauza că practic zona de display scade cu 10%, iar zona de performance crește cu aproximativ 25%, overall este o încetinire. Din cauza asta e încetinirea, pentru că scade cu 10%. Estimarea noastră este că display-ul scade în momentul ăsta cu 10%. De-aia e un semnal de alarmă practic pentru toți cei care monetizează în momentul ăsta din zona de display, să găsească alte stream-uri de revenue. Unul ar fi real-time bidding-ul, local marketplace-ul, altul ar fi monetizarea de conținut. Deci există locuri în care poți să te duci. Adică piața îți oferă aceste oportunități. Ideea e doar să scapi un pic de paradigma că aoleo, pică display-ul. Nu pică display-ul la modul la care se va pica forever, dar trebuie să găsim modalități, să zicem așa, ca lucrurile să se întâmple într-o ecuație normală între zona de performance, pentru că digitalul, de când a apărut pe piață, a fost considerat cel mai măsurabil, cel mai eficient, cel mai... Eficiența este în partea de performance până la urmă. Sigur, ea nu poate să existe fără zona de display normal.